Potrivit cu ceea ce am pe inimă să spun, citesc mai întâi Efeseni 1 cu 3, ceea ce să ne dea bunul Dumnezeu harul să putem spune cu toții. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și scrie mai departe motivul pentru care să fie binecuvântat. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Și în versetul 2 este un cuvânt pe care eu îl numesc salutul Apostolului Pavel, că se regăsește în absolut toate epistolele care îi poartă numele. Și dorim asta să fie dăruit cu specificul necesar. În mod deosebit pentru familie. Har și pace. De la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Și dacă o să vă dea și Tatăl har și pace și Fiul, să fie destul. Iar Duhul Sfânt o să execute în plan tehnic, să spunem așa, această lucrare. Amin. Mă simt dator, înainte de a spune ceva din Scripturi, să vă spun ce am visat asta noapte. M-am rugat aseară, întrucât știam că trebuie să mă duc la ei în familie dimineață, ce să le spun? M-am gândit că poate îmi va da Domnul un vis, dar n-am avut pretenția asta să-mi dea mie un vis. M-am visat că eram în curtea casei lor, împreună cu scumpa mea soție, cum am numit-o toată viața. Ei aveau, mama purta în brațe un copilaș ca la un an jumate, doi, tot îmbrăcat în alb, inclusiv căciulița albă. Soția mea a întins mâinile și a zis, dați-mi-l mie. Și a rămas surprins că un copil mic nu prea merge în brațe la un străin. S-a dus așa, dezinvolt, în brațele soției mele, m-am trezit. Am adormit, m-am dormit din nou, m-am trezit în aceeași curte, în vis. Și noi, care participăm la mormântare, eram într-un șir indian. Și era o condică și fiecare când ajungea, semna în condică. Poate semnăm în condică doar cu prezența? Poate semnăm cu gândurile? Semnam în condică. Și fără să vreți vreun înger, fără să auzi vreo voce, știam foarte clar că noi semnam și plecam, dar un înger rămânea acolo. Atât am visat. Poate că e bine și pentru ei, lor cum le-am spus, dar poate e bine și pentru dumneavoastră. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. S-a citit astăzi din Evanghelia după Ioan, din capitolul 11. Știți, spusele Martei, la fel a spus și Maria, dacă ai fi fost aici. Hai să fim sinceri, într-acolo ne duce gândul și pe noi. Și pe ei, în primul rând. Și spuneau și oamenii, omul acesta nu putea să prevină. Dar omul acela, Iisus, știa și-a întârziat în adins. Că noi s-ar putea să fim într-un timp inoportun, prezenți undeva sau absenți undeva. Dar Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, Cel care a venit la împlinirea vremii și care a fost în toate în orar, au zis fraților, nu te sui la templu? Nu, vremea voastră este într-un fel, eu am vremea mea. Și-a vrut altă dată să-l prindă, dar le-a zis, nu se poate, eu sunt în orar, n-au avut ce-i face, dar acum este ceasul. Că Dumnezeu le-a rânduit pe toate, nu doar pentru vreme, ci pentru un ceas, auzi, zicea înțeleptul. Și Domnul spunea că și revenirea lui nu-i doar într-o zi, Matei 25 cu 13, într-un ceas anume. O, binecuvântat să fie cel ce poartă pe mâna lui adevăratul ceas. Și măcar că Domnul a întârziat, Marta a declarat ceva. Pentru că noi uneori greșim. Marta n-a fost doar o bună gospodină. Marta a fost o credincioasă. Marta a rostit cuvinte. Și numai Petru le-a spus sub călăuzirea Duhului Sfânt, dar Petru le-a spus într-un moment de liniște, de pace. I-a spus într-un moment de criză și s-a citit azi. Când
a întrebat Domnul Iisus, versetul 27, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Cum se dădea exemplu de la Bistrița. Asta este minunea lui Dumnezeu între noi, că în momente critice rămânem tari în credință. Și nu ne ține nici teologia noastră, nici măcar încurajările celorlalți, ne ține Dumnezeu. M-a întrebat cineva care și-a permis când soția mea era în situație critică și dacă pleacă după ce v-ați rugat și a spus, tata, dar ce veți face? Am spus, pot să răspund simplu. Eu ca om pic grămadă, dacă Dumnezeu vrea să mă țină, mă va ține. Și cel ce m-a ținut pe mine și pe alții, îi va ține și pe ei. Amin. Îngerul rămas acolo nu stă degeaba. Dar noi știm asta nu din visul meu. Uneori este suplimentar, ne amintește Dumnezeu. Noi știm din Biblie că Dumnezeu este de cuvânt, e credincios, slăvit să fie în veci. Amin. Dar am ceva pe inimă să vă spun scurt. A zis Domnul Iisus, eu sunt învierea și viața. Observați ordinea. Noi am vrea o viață înainte de înviere, vrem viața din lumea aceasta. Nu asta e viața. Când 1 Timotei 6 că adevărata viață e viața veșnică. Se spune că la o mamă, sau cel puțin a fost o imaginație, dar destul de bogată, s-a prezentat un înger, ținea în brațe un copilaj de 6 luni și a zis, dă-mi-l, nu ți-l dau. După 20 de ani o să vin să ți-l iau. Și o să fii de acord. Când va fi mare, o să căsătorească și o să lase pe tata și pe mama. Și se schimbă ipostazele și ne schimbăm și noi. Ne amintim doar cu poze și cu explicații suplimentare cine am fost, cine a locuit acolo. Nu asta e adevărata viață, că nu e nimic statornic. Dar noi așteptăm o împărăție care nu se poate clătina. Eu înțeleg din cuvintele rostite de Domnul că adevărata viață e după înviere. I-a zis, eu sunt învierea și viața, apoi vine viața. Și a spus Domnul Iisus Hristos, vă citesc din aceeași Evanghelie, din capitolul 6 și o spune în mod repetat, atunci când iudeii spuneau că i-au primit pâine din cer și a spus, no, pâinea aceea v-a dus de la o zi la alta. Versetul 38, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat și să înviez în ziua de apoi. Și-a reluat ideea. Voia Tatălui este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Dar cum, Doamne, că moare? Eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu doar că prin harul său, El vine special în ziua aceea, cum a promis, cum au asigurat și îngerii și cu noi o credem. Și aș vrea, dacă pot, prin credință, cum scrie în Evrei 13, în 11 cu 13, să ne mutăm privirea dincolo, la adevărata viață, la adevărata așezare. Am citit din Efeseni 1 că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești. Nu e aici locul tău stabil, nu e nici la cimitir locul de veci. Oare ne pregătim noi pentru ceea ce este acolo? Ne încântă ceea ce ne așteaptă? Am vizitat pe un frate, avea o casă frumoasă, amenajare în curte, era un om gospodar și am zis așa, ce bine ar trebui să te porți, să ai și dincolo, cum zicem noi ardeleni, nu știu dacă și aici e vorba asta, rânduială de asta. Și știu că și ca bucovineni sunteți oameni isprăviți și ați făcut să aveți. Dar adevăratele comori sunt acolo unde nu le fură nici hoții, unde nu le mănâncă molia. Dacă vreți să avem acolo valori, știți ce putem face? Să dovedim noi caracter, viață sfântă, ca să ajungem acolo. Uneori când sunt invitat la masă, cum umblu într-o parte sau alta, le spun la surori odată când le mulțumesc, știți care e cea mai mare răsplată pentru tot ce faceți?
Luca 14 cu 14, vi se va răsplăti la înviere în ziua de apoi. Dar ca să ajungeți acolo, depinde de voi. Dacă nu veți fi răsplătiți, numai aici. Zicem Psalmul 17, de oameni care au partea lor în viața aceasta. E ceva ce se scurge printre degete. Cum zice Titus Grica într-o cântare, eu știu până acum versurile, timpul este o idee, e tot și n-are formă, iar în ceasul bătrâneții îți îmbracă pulsul vieții într-a morții uniformă. Dacă vrei o păcăleală să-i tragi, să iei câștigul, este ca și cu un pește, vrând să-l prind, te păcălește, că ai uitat să iei cârligul. Timpul n-are sentimente, nu-i nici ceas cu baterie. Da, nu-i poți pune bețe în roate să-l întorci, nici că se poate, nici să-l faci să se usuce. Și încheie cu strofa, nu mai este timp, iubite, să amâi pe altă dată. Azi e clipa cea din urmă ca să te întorci la turmă, la o viață adevărată. Am fost atras de asta și le-am spus în mai multe predici, când ajungeam cu gândul la tema veșniciei. Zic, trebuie să mă opresc, că știu că trebuie să mă opresc, dar parcă nu m-aș mai opri gândindu-mă ce e acolo. Ce ne așteaptă, unde ne ducem. Și în mod deosebit de când a plecat soția, nu știu, sunt mai de jumătate mai bine dus sau rămas aici. Dar între altele, dragii mei, asta mi-a pus Domnul pe inimă și nu vreau să vă spun altceva. Trăiți cu gândul acolo. Că atunci când ne va chema, scrie în Luca 17, să nu te mai întorci de la câmp, să iei lucrurile din casă sau de pe acoperiș. Dar cum poți asta? Dacă ești pornit să te duci, dacă ești gata, dacă aștepți. Și scrie atât de frumos în Evrei, capitolul 11, versete din care v-am amintit. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Dar ascultați, le-au văzut. Și numai că le-au văzut, le-au urat de bine, de departe. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii care e pregătită, care ne așteaptă, scrie 1 Petru 1 cu 4, o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate veșteji. Nici nu știm cum vine asta. Nu știm obișnuit numai cu lucruri efemere. Și spune în versetul 5, nu-i destul că lucrurile sunt așa de frumoase acolo, de nedescris. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Amin. Doamne, cât e de sigur raiul, atât e de sigur că vom ajunge acolo. Suntem deja binecuvântați, cartea e acolo, ne așteaptă, cartea vieții mielului. Ioan ne-a văzut în vedenie, dragii mei. Știți că eram și noi acolo? Dar noi nici nu eram atunci. Dar la Dumnezeu toate sunt pregătite. Da, dacă încă suntem aici, e că nu ne-am adunat încă toți. Și Dumnezeu mai strămută câte unul sau mai mulți ca să ne deslipească, să ne orienteze, să ne îndrepte și să ne ducă pe rând sau deodată, dar să nu rămână nimeni aici. Stimată familie, pregătiți-vă de călătorie și să fim cu toții pe drum, că suntem străini și călători. Și dacă atunci când ruterea vădvă i-a dorit soacra ei să dea Dumnezeu să găsește odihnă în casa unui bărbat, vă doresc să ajungem să găsim odihnă în casa mirelui nostru, a bărbatului nostru Iisus Hristos. Aia adevărată odihnă, că nu te mai mută nimeni de acolo, nu va mai fi nicio problemă, acolo nu mai sunt buletine de știri ca să ne anunțe vezi rele, acolo nu mai există de moarte decât viața de după înviere. Și cum spune poetul din zona dumneavoastră, Petru Cârdei, așteptăm să vină o zi când și moartea va muri și atunci noi vom trăi cu acel ce va domni peste împărăția vieții. Deci un copil ni s-a dat, un fiu nobil s-a născut și acesta e cunoscut mai întâi de orice început. Pe al lui Umer s-a văzut, cu temei s-a așezat, un Dumnezeu este regat. A nepriheririi germen va da rod atunci sub glie și o pace fără termen va da scaunul de domnie.
Isaia îl întrezărește în criteriul dinastiei pe acel ce se numește Părintele Veșniciei. Sfetnic, minunat, puternic, Domn al Păcilor vor numi, Dumnezeu atotputernic care în veci va străluci. Într-o țară de lumină, într-o țară unde-i har, unde nu sunt sanatoare, cimitire sau spital. Da, vine o zi deosebită, spune alt fragment și am încheiat, pentru întreaga geografie, când familiile sfinte vor fi reconstituite în aceea sfântă zi, când din nou s-or întrezi ambianțe risipite. Așteptăm cu dor să sune trâmbița, să ne așezăm în țara noastră. Când ne-am întors de la cimitir după ce a fost înmormântată soția mea, m-am pus pe genunchi și am spus cuvinte care am fost surprins când m-am auzit eu pe mine ce spun. Doamne, îți mulțumesc că ai așezat-o în cea mai bună parte a țării tale, ca Iosif pe frații lui în Egipt. Am zis, Doamne, ce am spus? Astea nu au fost de la mine. Astea au fost rostite prin credință. Și prin credință dorim și celor de față și tuturora să așteptăm ceva ce într-o zi vom vedea cu ochii. Și nu ni se mai fura din imagine, că vom fi totdeauna cu Domnul. Domnul să dea mângâierea, credința, harul și îndurarea necesară tuturora și în mod deosebit să ne dea harul mântuirii ca să fim strămutați în acea patrie unde ne vom așeza pentru vecii vecilor. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.